căsătorim pe nimeni, dorim totuși ca să păstrăm căsătoria așa cum o arată și Sfânta Scriptură. Și în sensul acesta mă bucur că am reușit și la Federația Europeană Baptistă să avem o declarație acum 2 ani, că noi baptiștii așa credem. Și acum am făcut acest demers spre Parlament. De asemenea, am mai cerut ca în cadrul schimbărilor, aici e mai vag pentru că nu știu ce se întâmplă, dar există mereu presiuni, libertățile religioase să fie păstrate, să fie apărate. Deocamdată, în modul în care există Constituția acum și chiar și legea cultelor, este o situație rezonabilă și nu putem să spunem că nu ne bucurăm de libertăți religioase. Că la nivel local mai există probleme, asta e adevărat, dar asta depinde mai mult de oameni. Legea în sine nu este defavorabilă nouă și vrem ca eventualele amendamente, dacă acestea au loc, să nu ne pună într-o situație. Știți că, de exemplu, există o presiune să se declare Biserică Națională. S-a tot vorbit lucrul acesta. Există o presiune, poate să apară legi împotriva blasfemiei, care la prima vedere s-ar putea să sune bine, dar ele pot fi interpretate după aceea împotriva celor care nu au același punct de vedere și te poate pedepsi în mod indirect. E foarte interesant pentru că există o presiune mare, am fost la o conferință de libertate religioasă și o presiune mare din partea lumii islamice ca să se promoveze legi împotriva blasfemiei. Tocmai pe ideea că sună bine. Dar ei, prin asta, după aceea, vor putea să pedepsească creștinii de acolo care nu sunt, nu se conformează cu regimurile islamice. Și al treilea lucru pe care l-am menționat acolo este referitor la educația creștină. Acum, în școli. Acum, vedeți, asta nu este o temă fundamentală pentru noi, dar având în vedere că în tot contextul acesta sunt biserici mai mari care au interesul acesta mult mai puternic și există locuri din România unde baptiștii sunt foarte implicați în educația în școli, care sunt aici în vest, unde sunteți mai mulți, în sud, nu suntem pentru că suntem prea puțini, am introdus și tema aceasta ca o temă comună de interes a tuturor confesiunilor. Și l-am rugat pe domnul senator să ne ajute pe fratele nostru și mai este o soră din Bihor, sora Florica Cherecheș, care este deputat, și amândoi și-au arătat disponibilitatea. Un alt loc unde încercăm să mai facem ceva este pentru românii din diaspora. Am fost de curând la Michelec, unde s-a ordinat un pastor baptist de acolo și fratele din România, la Biserica Română. A fost și ambasadorul de la Budapesta. Dar frații de acolo mi-au spus, frate, noi când cerem ceva pe aici, mi se spune, trebuie avizul patriarhului. Ori noi nu suntem ortodoxi și chiar am întâlnit cu visul de externe și am spus, doamne, dacă trebuie avizul patriarhului, sunați-mă pe mine, că vă dau eu în locul ăsta la baptiști. Dar trebuie făcute demersuri, că vedeți, se instituiește o practică și niște așteptări și e greu să le schimb într-o țară cu această cultură. Deci, pentru aceasta este uneori nevoie de ceva mediere și, de asemenea, punctual, sunt foarte multe probleme cu cimitirele, cu problema învățământului când apar probleme locale. Și pentru aceasta îi mulțumesc lui Dumnezeu că am găsit deschidere și totdeauna Dumnezeu a gândit să avem pe cineva. De aceea rog pe fratele să ne aducă un salut înainte de a lua pauza și după aceea să trecem la lucrări.